Welcome everyone to our healthcare industry session. Microsoft Cloud for Healthcare brings together trusted capabilities to healthcare organizations and partners that enhances patient engagement, empowers health team collaboration, improves clinical and operational data insights, and protects sensitive health data. This integrated solution enables your organization to quickly access a portfolio of released and new healthcare capabilities tailored to the unique requirements of health data in the cloud. It unlocks the power of Microsoft 365, Azure, Dynamics 365, Power Platform, and our extensive partner ecosystem to create trusted end-to-end healthcare solutions. Together, it makes it faster and easier to provide more efficient care and helps support the end-to-end security, compliance, accessibility, and interoperability of health data. Microsoft Cloud for Healthcare empowers your organization to engage in more proactive ways with patients and gives caregivers tools to improve workflow efficiency, streamline collaboration, and connect data across existing sources to turn insight into action. Its connected cloud is designed to address your most pressing issues, enabling you with the speed and agility to adjust to change and build resiliency to help you weather today's challenges so you can begin to reimagine tomorrow. Microsoft Cloud for Healthcare, empowering health organizations to deliver better experiences, better insights, and better care. Learn more at aka.ms/cloud for healthcare. Microsoft Cloud for Healthcare brings together trusted capabilities to healthcare organizations and partners that enhances patient engagement, empowers health team collaboration, improves clinical and operational data insights, and protects sensitive health data. This integrated solution enables your organization to quickly access a portfolio of released and new healthcare capabilities tailored to the unique requirements of health data in the cloud. It unlocks the power of Microsoft 365, Azure, Dynamics 365, Power Platform, and our extensive partner ecosystem to create trusted end-to-end healthcare solutions. Together, it makes it faster and easier to provide more efficient care and helps support the end-to-end security, compliance, accessibility, and interoperability of health data. Microsoft Cloud for Healthcare empowers your organization to engage in more proactive ways with patients and gives caregivers tools to improve workflow efficiency, streamline collaboration, and connect data across existing sources to turn insight into action. Its connected cloud is designed to address your most pressing issues, enabling you with the speed and agility to adjust to change and build resiliency to help you weather today's challenges so you can begin to reimagine tomorrow. Microsoft Cloud for Healthcare, empowering health organizations to deliver better experiences, better insights, and better care. Learn more at aka.ms/cloud for healthcare. Welcome everyone to our healthcare industry session on Microsoft. With the healthcare collection in the Microsoft 365 Admin Center, you can deploy features and services that improve the collaboration experience between care teams and patients. With Teams policy packages, you can control which features and settings are available depending on their role. For example, give employees on your operations team access to chat, calling, and meetings, and give nurses the same access plus scheduling and shift management. Quickly and easily run virtual visits with patients and virtual consults with providers to discuss patient care. If you're using electronic health record or EHR software, you can integrate it with Microsoft Teams for a seamless care experience. Providers can start a Teams meeting right from their EHR portal. Patients can also schedule and join their appointments from the patient portal in their EHR software using a phone or web browser. Alternatively, use Microsoft Bookings and Teams to schedule virtual visits. Care team members can find a time that works with the patient and send a bookings appointment to them. Or the patient can book the appointment online using an embedded bookings form. Clinical conversations are fast and efficient with secure messaging. Providers can set a priority for critical messages, so the recipient is notified repeatedly until they view it. If they use read receipts, a confirmation is sent as soon as the message is read. Using shifts, you can manage your care team schedules, respond to shift changes, and plan for the upcoming days, weeks, or months to prevent gaps in patient care. Provide a central place for medical staff to organize and track issues, events, assets, and more using lists.
Anyone can add, update, or resolve items in the list. Bring together everyone's task lists, to-dos, and planner items in one view with tasks, so care teams can see at a glance what needs to get done and the level of urgency. With the Microsoft Healthcare Collection, you can deliver personalized care, empower care teams, and improve operational outcomes. Bună dimineața din nou. Îmi pare bine să vă am alături de mine și de Cornel. Așa cum spuneam mai devreme, astăzi vom încerca să dezbatem un pic ce înseamnă productivitatea în zona industriei medicale. Am început sesiunea cu două videouri în care sunt prezentate diverse funcționalități din Microsoft Healthcare. Microsoft Healthcare fiind o colecție de tehnologie, nu numai Microsoft 365, prin care fiecare organizație medicală, de oricare tip ar fi, poate să câștige o serie de funcționalități prin care poate să-și eficientizeze operațiunile interne, poate să îmbunătățească relația cu clientul, poate să câștige informații extrem de esențiale în timp real despre activitățile pe care le desfășoară și poate de asemenea să ia decizii extrem de rapide în ceea ce privește anumite acțiuni, atât în privința anumitor pacienți, cât și legate de operațiunile organizației. Este unul dintre primele webinare care le vom ține în perioada martie și aprilie, legate de mai multe subiecte. Unele se combină cu informații strict operaționale, unele sunt un pic mai tehnice, însă toate au rolul de a familiariza organizațiile despre posibilitățile pe care le au în utilizarea tehnologiei pentru îmbunătățirea operațiunilor și a relațiilor cu clienții săi. Primele două sunt legate strict de industria medicală. Cu toate acestea, multe dintre aspectele pe care le vom vedea se pot aplica la fel de bine și în alte zone. După cum spuneam la început, sesiunea de astăzi este înregistrată, înregistrarea va fi publicată atât în canalul de YouTube al Unity Solutions, cât și ca link pe site-ul principal. Toate datele legate de participanți vor fi anonimizate, vor fi eliminate și vor rămâne doar informațiile strict legate de prezentarea propriu-zisă. Ca și agenda, ne propunem să vă spunem cine suntem noi, cine este compania Unity Solutions, ce înseamnă productivitatea din punctul nostru de vedere în industria medicală, pe baza experienței pe care am avut-o în ultimii 4 ani cu o serie de companii din România. De ce considerăm că platforma Microsoft 365 este una utilă acestei industrii, ca de altfel și altor industrii, care sunt componentele acestea și care este utilitatea aferentă fiecarei funcționalități în parte care este prezentă în Microsoft 365. Dacă unii dintre voi aveți deja acces către astfel de platformă, probabil că o să vedeți o serie de facilități care poate nu ați avut informații că există și sau cum se pot folosi. Vom insista cum se poate folosi platforma pentru colaborarea în cadrul organizației și a relației cu pacienții, cu clienții. Ne vom focusa pe hub-ul Microsoft Teams, care este un conector către toate celelalte funcționalități și asigură în câteva mișcări, 2-3 mișcări, accesul la informațiile prezente în platformă. După care vom insista cum se poate face managementul timpului și alocarea task-ului pe proiecte, cum putem stoca și distribui securizat documentele în companie. Ne vom duce și vom vedea practic toate acele aspecte. Vom vedea de asemenea o aplicație extrem de simplu făcută într-o săptămână de colegii noștri din departamentul de dezvoltare pentru setarea vizitei la doctor și crearea posibilității de vizite online. De asemenea, o aplicație de gestiune a pacienților care sunt programați în ziua curentă
și a informațiilor aferente pe dispozitive online, aplicația fiind legată de un core medical intern. Cum poate un healthcare frontline worker, oricare ar fi el, fie că vorbim de asistenți, fie că vorbim de tehnicieni, fie că vorbim de doctori, cum poate să acceseze informația vitală în funcție de rolul fiecăruia, cum se pot securiza și cum se pot semna electronic anumite documente fără a mai trece prin calvarul de a-l printa, scana, atașa și trimite. Cum securizăm informațiile generice pe care le folosim în diverse aspecte și sper din tot sufletul să am posibilitatea, cu toate că nu era neapărat programat inițial, să arăt ce înseamnă valențele din Dynamics CRM 365, portalul de pacienți, portalul angajaților interni și de asemenea închizând cu facilitarea raportării pe baza datelor cumulate din diversele sisteme și generarea deciziilor importante.